să discutăm de acel proiect de semaforizare inteligentă, domnule primar, că Bucureștiul e sufocat de, de trafic și ce ar trebui să se întâmple aici. Bun, uh, noi în momentul în care acest sistem s-a implementat în București, el a fost bun pentru pentru vremea lui, adică era un sistem exista un, să spunem așa, un computer central care prelua informații. Uh, informațiile astea veneau de la niște uh, fire care erau îngropate în asfalt în dreptul semafoarelor și care numărau câte mașini trec pe acolo și toată informația asta era preluată de sistemul central și care în funcție de asta dădea mai mult verde sau mai mult roșu pe anumite direcții. Pe scurt asta era și a fost foarte bun la momentul respectiv. Numai că ani de zile nu s-a făcut întreținere pe el, acele bucle din asfalt la asfaltări, gropii sau rupt, n-au mai transmis informația corectă, nimeni nu s-a mai preocupat și cumva sistemul ăsta este într-o... E aproximativ. Da, este într-un fel de parez așa. Bun. Între timp tehnologia a evoluat, nu mai ai nevoie să pui buclă în în asfalt poți să pui o cameră și camera îți dă informație despre câte mașini urmează să treacă în intersecție. Și deci acum știm ce să facem. Avem și banii în PNRR cu care, am, cu care am aplicat, avem și o colaborare cu primările de sector cu care am aplicat împreună pentru acest sistem și l-am făcut pe mai multe etape. Fiecare dintre ele, execuția e procedată de un studiu, că în zona asta de semaforizare Studiul e mult mai important decât execuția în teren. Execuția în teren înseamnă să pui un stâlp cu niște becuri care nu se și să-l legi la, la niște fire. Dar unde îl pui, ce timp îi dai, asta este partea pe care ți o dă studiul de fezabilitate. Deci, în prima etapă, și aici vom folosi banii pe care avem din PNRR, o să, o să mergem pe niște ieșiri principale din oraș, câte una din fiecare sector. Vă dau exemplu Iuliu Maniu, pe care mulți dintre noi o cunoaștem. Pe Iuliu Maniu, acele semafoare care sunt acolo sunt conectate cu serverul. Problema este că ai între ele trei sau patru treceri de pietoni care nu sunt semaforizate. Și atunci tu degeaba dai o undă de verde pe toate celelalte dacă ai imprevizibilitate pe trecerile de pietoni. Și atunci soluția este să montezi niște semafoare pe care să le corelezi cu, cu celelalte, astfel încât toate intersecțiile de la Palatul Cotroceni până la ieșirea din București pe Iuliu Maniu să fie integrate în sistem. Deci asta este prima etapă și vizează și amplasarea unor semafoare în total 80 de intersecții și unele noi și remodelarea celor vechi. În a doua etapă vom conecta toate cele cam 260 de semafoare care sunt teoretic conectate, dar în practică nu sunt la serverul central și, și bineînțeles cu, mod, cu modificarea sistemului acolo unde ele nu, nu au tehnologia necesară. În a treia etapă mai avem 250 de intersecții semaforizate care nu sunt conectate. Le vom conecta și pe acelea și în a patra etapă o să ajungem de la 500 la 800 de... 800 de intersecții semaforizate și conectate la sistemul central. Până când se va întâmpla asta? Până la sfârșitul mandatului Dacă o să facem asta. Avem deja consultarea de piață pentru studiu de fezabilitate, pasul premergător ieșirii în achiziție publică și ca să facem această consultare de piață a trebuit să facem un studiu de prefezabilitate și asta înseamnă că a trebuit să luăm intersecție cu intersecție, să vedem starea fiecăruia dintre ele. Asta e un lucru care ne-a ne mâncat o grămadă de timp. Pe scurt, asta e. După ce facem asta, cum evităm riscul să nu ne trezim în aceeași situație cu sistemul precedent, care, mă rog, exista, dar nu mai avea cine să-l întrețină? Sau nu se plătise și partea de întreținere, gestionare, sau mai știu no, eu ce. Asta este... Asta e ceva ce noi trebuie să învățăm. Orice lucrare trebuie să aibă mentenanța ei. Dacă ai făcut lucrarea și în secunda următoare ai abandonat-o, cum e? Adică podul... nu se ceartă primăria cu furnizorul, cum s-au mai certat alte instituții cu diversi furnizori de soluții informatice. Și ne-am trezit că, nu știu, CNAS-ul nu mai merge, că nu mai are cine să-l întrețină. Vă da, dau alt exemplu. Podul Basarab. Da? Podul Basarab n-a fost recepționat până acum și s-a inaugurat acum 10 ani. N-a fost recepționat. Din cauza că n-a fost recepționat, n-a avut o mentenanță. Trebuiau făcute niște lucruri foarte simple de mentenanță. Sunt acele cabluri care trebuiau pur și simplu unse cu... În fine, cu o substanță, da, ca să nu ruginească. Nu s-a întâmplat asta și acum trebuie să schimbăm câteva din acele hobane pentru că altfel e un risc. Un exemplu. Sunt nenumărate. Bun.